Bună seara, dragi telespectatori! Sunt Florentina Davidescu și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Puzzle Vieții Educație. În această seară, alături de mine, o am în platou pe doamna Adriana Voicu, director al Liceului Tehnologic Grigore C. Moisil. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! V-am invitat astăzi aici, alături de mine, pentru a discuta despre un proiect ce tocmai s-a încheiat, o etapă a proiectului. Știu că ați mers în Spania pentru un stagiu de practică cu elevi din cadrul Liceului Tehnologic Grigore C. Moisil. Aș dori să ne povestiți un pic cum a fost experiența respectivă. Da, noi din 2020 suntem școala acreditată pentru proiecte Erasmus plus VET, deci pentru licee tehnologice. Și până în 2027 vom desfășura în fiecare an astfel de stagii de pregătire practică cu elevii din clasele a 10-a și a 11-a. Acum tocmai ne-am întors din Spania, într-adevăr, din Granada, unde au desfășurat 3 săptămâni de practică copiii de clasa a 10-a de la toate domeniile de specializare, și de la producție media, și de la electronică automatizări, și de la electric. Cum a fost? Super! Am avut noroc de o organizație intermediară care ne-a pus la dispoziție absolut tot ce am avut nevoie. Locurile de practică au fost într-adevăr foarte ofertante pentru copii. În fiecare zi veneau de la practică foarte fericiți că ia uitați ce am mai făcut, ia uitați ce am mai învățat. Și asta te face să mergi mai departe, pentru că scopul principal al proiectului acesta este. Ei vin de acolo cu note pe cele 3 săptămâni de practică, care se transferă în catalogul clasei și li se va încheia media potrivită. Notele sunt puse de tutorii de practică, în cazul nostru spanioli. Cei de la producție media au mers la un operator economic și au învățat, de fapt, programul Photoshop, care este în curricula lor școlară, iar cei de la electronic, automatizări și de la electric au făcut tot felul de circuite, de comenzi. Acum, eu fiind profesoară de engleză, n-aș putea să vă dau foarte multe detalii, dar am mers împreună cu doamna inginer Macadon Daniela, care e și coordonatorul acestui proiect, și fiind inginer electric, i-a monitorizat îndeaproape, și cu colega mea de limbă engleză, doamna profesor Toma Cristina. Am avut 26 de elevi, dintre care 4 fete și 22 de băieți. Pentru copiii ăștia este o experiență în sine, nu neapărat desfășurarea stagiilor, care au fost într-adevăr de o calitate superioară. Chiar tutorii de practică pregătiseră pentru cei de la electric 5 circuite pe care să le facă în cele 3 săptămâni de practică, iar copiii noștri le-au terminat din prima săptămână. Ceea ce a spus foarte multe și despre ei, că ne-au și transmis că sunt foarte receptiv și foarte focusați pe ceea ce au de făcut, dar și despre profesorii noștri care le-au dat cunoștințele teoretice necesare să facă lucrurile foarte bine acolo. Și spuneam că nu numai asta înseamnă o experiență pentru ei, ci și faptul că au plecat de acasă 3 săptămâni singuri la 16 ani, pentru că în clasa 10 atât au 16-17 ani, fără părinți, și a trebuit de fapt cu toții să învățăm să ne gospodărim, să spălăm la mașina de spălat, să dăm cu mătura un pic, că na, acolo unde locuiești trebuie să te gospodărești, să zdrămuiești banii pe fiecare săptămână în așa fel încât să-ți ajungă până la sfârșitul perioadei, cu toate că banii au fost suficienți, să înveți să cumperi suveniruri pentru cei de acasă. Au zburat cu avionul copii care n-au ieșit din raza județului decât până la școală și înapoi. Și aici este câștigul cel mai mare, pentru că le deschizi orizonturile și le arăți o lume
la care poate ei n-au avut acces niciodată. Erau în aeroport așa, ca un burețel tot. Erau foarte atenți să vadă ce se întâmplă, cum se întâmplă, cum trecem prin toate punctele de control, de ce trecem prin ele. Fiecare pas a fost o experiență importantă pentru ei. Acum, ce să zic, au venit mai bogați și spiritual și profesional. În afară de practică, au avut și program cultural. Am văzut, în afară de Granada, care este extrem de ofertantă, am văzut și Sevilla, care e așa un paradis, am văzut și Córdoba, și Malaga, și Nerja, care este una dintre stațiunile la Marea Mediterană foarte căutate în zonă. Ei copii care n-au văzut Marea Neagră. Și atunci, asta te face să mergi mai departe, să le dai un pic de deschidere și să vadă cât e lumea asta de frumoasă și în același timp să le demonstrezi că sunt buni și poate mai buni decât alții de vârsta lor. Pentru că în momentul în care au venit toți cu note de 10 și dincolo de notele astea, pentru fiecare am avut cuvinte de laudă pe care le-am primit din partea tutorilor care nu-i cunoșteau, nu știau ce situație au ei acasă, nu știau absolut nimic despre ei, dar i-au văzut cât de motivați sunt, asta spune tot. Știu că în cadrul proiectelor Erasmus, elevii pot sta în familii. Aici cum s-a întâmplat? Nu stau în familii. În cazul acestor proiecte VET, stau organizația intermediară asigură cazare. Noi am stat într-un apartament cu 10 camere, cu băi, cu bucătărie, cu tot ce a trebuit. Noi, profesorii, am stat împreună cu ei și am avut mesele la restaurant. Nu au stat în familie. Așa e proiectul, nu ne ducem la alți copii. Ne ducem noi pentru noi. Aș vrea să spuneți dacă i-au interacționat și cu alți copii de alte naționalități sau numai cu cei de origine spaniolă? Nu, au interacționat într-adevăr cu copii spanioli pentru că cei de la electric și electronică au lucrat în perechi ei între ei, dar și în echipe cu elevii spanioli și așa de mult le-a plăcut. Și am mai avut la cazare și, mă rog, în excursiile în care mergeam, elevi români de prin toată România, din Arad, din Mangalia, de pe peste tot. Dar atât. Așadar, relațiile între ei s-au creat atât din punct de vedere cultural, așa cu obiceiuri, tradiții, valori, principii pe care deja le cunoșteau de la noi din țară, dar și au făcut un schimb de experiențe și cu cei din Spania. Da, au făcut schimbul ăsta de experiență și la locul de practică și în afară. Foarte mult e impresionat, de exemplu, vorbind de tradiții, dansul flamenco și ne-au dus să vedem un spectacol de dans flamenco exact acolo unde s-a născut, în Sacromonte, în Granada, și tare i-a impresionat așa tot ce au văzut. Și foarte mulți dintre ei s-au minunat la fiecare lucru, la fiecare noutate. Doamne, aici este cel mai frumos. Ba nu, aici este cel mai frumos. Și nu știau ce să aleagă că este cel mai frumos, pentru că, v-am spus, copiii provin din familii care nu au posibilitate. Acum, câte familii au posibilitatea să țină un copil 3 săptămâni în practică? Eu recunosc că nici eu nu am posibilitatea asta. Cu atât mai mult copiii care vin dintr-un mediu mai puțin ofertant. Și atunci au știut să profite. Cum i-ați simțit? Cum s-au schimbat ei? Referindu-ne la momentul în care au plecat de aici din România, știți, bineînțeles, cum erau. Și cum s-au întors? Cum i-ați perceput? Păi de la copiii temători, plini de întrebări, de curiozitate, s-au întors foarte stăpâni pe sine, s-au întors foarte organizați.
Acum să vedem și cât îi ține în timp, dar schimbarea a fost evidentă pentru că 3 săptămâni este o perioadă de suficientă cât să se producă niște schimbări. S-au întors mult mai încrezători în ei, că uite, putem să facem lucrurile astea și uite că alții ne spun că suntem buni, deci chiar suntem buni, nu doar profesorii de la școală care ne cunosc așa, că ne cunosc de atâta timp, sau vecinul, sau mama, sau tata. Și au venit foarte curioși să afle alte lucruri, să meargă în alte proiecte, să participe la alte activități. Chiar ieri am avut un concurs care s-a numit Today Project Tomorrow the Future și cei care s-au oferit, mulți dintre cei care s-au oferit să participe la una sau o altă secțiune a proiectului au fost primii cei care au mers în Portugalia, în Spania. Anul trecut am fost în Portugalia, de asta mi-a rămas. Și i-am întrebat, da, voi când vă pregătiți? Că am venit duminică seara, luni la școală, joi concursul. Zice, ei, să vedeți că o să fie foarte bine. I-am crezut și, într-adevăr, au luat locurile 1 și 2 și 3, da. Felicitări. Și pentru că tot ați adus în discuție acest concurs, aș vrea să-mi povestiți un pic care a fost scopul acestui concurs și cine a participat. Concursul este deja la a 10-a ediție, este un concurs regional. Etapa de ieri a fost etapa județeană, în care s-au întrecut echipe de 1, 2 sau 3 elevi, coordonați de un profesor de specialitate și un profesor de engleză, din toate liceele tehnologice și vocaționale din Buzău. Concursul constă în prezentarea mini-proiectele, fiecare pe domeniul lui de specialitate, în limba engleză. Primele 3 locuri se califică la etapa următoare, care este regională și care se va ține tot la noi la liceu, pentru că noi suntem inițiatorii acestui proiect și la care vor participa echipe din județele limitrofe și nu numai. Până la 1 mai primim înscrierile și atunci vedem exact de unde sunt celelalte echipe. Este un concurs transdisciplinar și este tot o modalitate de a-i pregăti pe elevi pentru inserția pe piața muncii. Pentru că în momentul în care termină o școală și se duc la un interviu de angajare, ce le cere angajator? Să fie bun pe domeniul lor, pe ce au învățat, că e electronică, că e electric, că e producție media, că e orice altceva, pe economic, pe așa, și să vorbească engleză, dar nu engleza oamenilor comuni, să le spun așa, ci cu termenii lor de specialitate. Și atunci e încă o modalitate de a-i pune în situații concrete de viață și să devină din ce în ce mai bun. Așadar, profesorii au ocazia ca până pe 1 mai să își înscrie echipele în cadrul acestui proiect. Cele care au trecut deja la următoarea etapă? Cei din Buzău deja sunt automat înscriși și acum așteptăm rezultatele etapelor județene din județele limitrofe să vedem care sunt concurenții noștri. În fiecare an am ținut proiectul fizic până a început pandemia. În timpul pandemiei l-am oprit pentru că nu are același impact online. Una e să vezi copilul atunci că face ceva practic și îți povestește în timp ce lucrează ce face acolo în engleză și alta e să se înregistreze unde pot să mai ajustez, să mai montez imagini, să mai... Și anul acesta l-am reînviat. Și vom vedea, da. În anii anteriori au participat din Galați, din Brăila, din Bacău, din Constanța, dacă nu mă înșel într-un an, București, Ilfov, Slobozia, Prahova, adică în jurul nostru am avut ecou. Mult succes! Mulțumesc. Aș vrea acum să-mi povestiți un pic și despre o altă activitate care a avut loc în Italia de data aceasta. A fost o activitate de job shadowing și aș vrea să-mi povestiți în ce constă și care sunt rezultatele. Ce ați reușit până la urmă să furați de acolo și să aduceți aici la noi?
Da, partea aceasta de job shadowing este o altă direcție a aceluiași proiect Erasmus Plus VET, acreditării, care se adresează profesorilor de data asta, pentru că și noi trebuie să mergem și, într-adevăr, să furăm idei. Am fost la un liceu tehnologic din Spoleto, un liceu cu care am fost parteneri într-un proiect e-twinning în anul anterior. Tot doamna Macadon a fost cea care a avut acest proiect e-twinning și așa le-a plăcut de noi că ne-au primit să desfășurăm acest job shadowing. Cumva lucrurile se leagă, pentru că nu facem proiecte așa disparate numai de dragul de a le face. Dacă acum câțiva ani, în 2016, dacă nu mă înșel, am fost primul liceu din Buzău și unul dintre primele patru licee din România care am desfășurat proiecte cu granturi norvegiene. Ei, și atunci ne-am dus în Norvegia și am văzut niște lucruri care ne-au plăcut pe domeniul electric. A fost un proiect în colaborare cu operatorii economici, parteneri, care ulterior ne-au devenit parteneri pe învățământul dual. Și anul acesta, de fapt de anul trecut ne chinuim, dar în anul acesta am prins așa curaj și finanțe, că și asta e important, și am început să mă luăm de la zero, așa, cu un atelier electric, exact așa cum l-am văzut în Norvegia. Și dacă proiectul Erasmus ne-a dat posibilitatea să vedem cum e și în altă parte, ne-am dus și în Italia, tot așa, să furăm idei pentru orele de pregătire practică și pentru amenajarea acestui atelier, să vedem cum putem să-l îmbunătățim. Și într-unul dintre spațiile noastre am creat o mini-garsonieră, am construit o mini-garsonieră cu ajutorul copiilor care au făcut proiectul în AutoCAD. A fost un concurs de proiectele care a fost cel mai bun, a câștigat. Am pus în picioare la propriu această mini-garsonieră cu tot ce instalații, tot ce-i trebuie acolo, în așa fel încât copilul, când merge să facă practică, chiar să facă exact cu ce va face el în viața lui ulterioară, profesională, chiar dacă își repară singur priza sau face asta ca și job pentru ceilalți. Dar nu era suficient, pentru că un laborator, un atelier electric trebuie să fie dotat și cu multe alte aparaturi și instrumente de care au ei nevoie, fără de care nu își pot desfășura activitatea. Și am fost acolo în Spoleto și am văzut care e aparatura pe care o folosesc ei, cum desfășoară orele de practică, ce mai putem să facem și noi în școală, diverse panouri cu, mă rog, material didactic. Și am venit în școală, înapoi ne-am dat seama că nu avem suficienți bani pentru asta, dar cineva acolo sus ne iubește și am văzut anunțul celor de la Fondul Științescu, Fundația Comunitară Buzău, că putem să aplicăm. Ne-am gândit dacă putem, bineînțeles, că dacă ne propunem ceva trebuie să ducem până la capăt. Și am aplicat la Fondul Științescu. Din fericire am câștigat fondurile, chiar săptămâna viitoare vom merge să parafăm toate documentele și să primim banii, în așa fel încât să terminăm acest atelier cu ideile pe care le-am văzut și în Italia. Și începând din luna mai să începem activitățile cu elevii, cu elevii noștri, cu elevii de clasa 8-a, pe domeniul electric. Pentru că suntem de principiu că dacă lucrurile sunt bune, nu trebuie neapărat să le schimbăm. Și cum domeniul ăsta este tradițional al liceului nostru, și este și de căutat, este foarte căutat, pentru că până la urmă viitorul este electric. Ce ne-am face fără becuri, fără lumină, fără frigider, fără telefon, fără orice? Cred că nu, ne-ar fi foarte bine. Și atunci asta facem. Mergem mai departe, încercând în fiecare an să mai punem câte un pic la experiența
pe care să le-o dăm copiilor care vin să se înscrie la noi la școală. Știu că acest proiect se numește Viitorul Electric al Liceului Moisil. Da. Aș vrea să-mi povestiți un pic despre activitățile ce se vor derula. La ce anume v-ați gândit? Activitățile îi vizează atât pe elevii noștri care sunt pe domeniul electric, dar și pe copiii de clasele a 7-a și a 8-a de la școlile generale, care vor fi parte a diverselor, vom face ateliere de lucru. Așa cum am văzut în Italia și acum în Spania, copiii noștri, cei mai buni, vor fi cumva profesori pentru cei care vin să ne viziteze, cu tot felul de experimente pe domeniul acesta electric. Și, nu știu, sperăm să le arătăm că, într-adevăr, viitorul este electric, nu numai al liceului Moisil, în primul rând al nostru, dar, în general, că este o meserie din care se poate câștiga bani, este o meserie de viitor, este o meserie curată. Pe lângă toate aceste activități, ați câștigat și o competiție. Loc întâi la competiția NOARC. Aș vrea să povestiți un pic și despre aceasta. Competiția NOARC este povestea noastră de Crăciun, pentru că în momentul în care am aplicat, nu ne-am gândit că o să iau o așa amploare. Am aplicat la competiția asta pentru că trebuia, în urma proiectului Erasmus de anul trecut, să facem niște lucruri practice. Iar ei erau cei care, pentru înscrierea la competiție, îți puneau la dispoziție materiale. Pentru că asta este problema, nu numai a noastră, în general a învățământului, că suntem subfinanțați pe partea asta. Și atunci încercăm prin orice posibilități să găsim finanțare și materiale pentru copii să facă practică așa cum trebuie. Și am primit materialele, ne-am înscris, am primit materialele, copiii au făcut lucrarea. Și când a venit etapa de vot, vorbeam cu doamna Macadon, care a fost inițiatoarea acestui proiect, și cu domnul Ion Sebastian, care a lucrat efectiv cu copiii, a fost inginerul care i-a coordonat practic pe copii. Ce facem noi cu voturile? Că acum votăm o zi, votăm două, dăm la toți cunoscuții, dar nu poți să susții un vot timp de 30 de zile exact așa cum a fost în regulament. Și zic, asta e, noi am încercat, copiii au avut de învățat, mai departe vedem ce se întâmplă. Și când am văzut cum se coalizează toată comunitatea în jurul nostru să ne ajute să câștigăm acest concurs, mi s-a părut ireal. Deci nu am visat, nu că am crezut, nici nu ne-am gândit că se poate întâmpla lucrul ăsta. Într-adevăr, au fost voci din comunitatea buzoiană care ne-au susținut, voci la care, sincer, eu nu mă așteptam. A fost doamna avocat Constantinescu, care a făcut așa o campanie de, nu știu, cred că se plătesc bani grei pentru astfel de campanii, habar n-am, noi am fost norocoși. Primăria Buzău, inspectoratul școlar, toată lumea, Consiliul Județean, toată lumea s-a coalizat așa în jurul nostru și asta ne-a demonstrat că până la urmă, uite că suntem buni, că lumea știe de noi, că ne ajută pentru că merităm, pentru că dacă nu ne cunoștea nimeni, nici nu ne băga nimeni în seamă. Și a fost povestea noastră de Crăciun, pentru că exact în perioada aceea era Crăciunul și a fost așa ca un cadou. După sărbători, când am trecut în a doua etapă cu pe al doilea loc în urma voturilor, bine, toată lumea pe stradă mă întâlnea, oameni pe care nu i-am cunoscut niciodată, mă întreb, ce facem, câștigăm? Zic, noi câștigăm acum, nu știu, dumneavoastră, cum, doamnă, că suntem cu toții în această poveste. Deci a fost câștigul practic întregii comunități. Și mesajele pe care le-am primit și pe Facebook și pe Instagram, mă rog, prin toate mediile astea sociale, ne-au bulversat un pic, pentru că n-am crezut că lumea chiar ne consideră că suntem buni și că merităm lucrurile astea.
Și atunci, premiul întâi după etapa de, de juriu de specialitate, au fost inginerii de la NUARC care au văzut că, într-adevăr, ce spusesem noi în filmuleț chiar funcționează și e corect realizat, a fost așa o încununare. Acum recunosc că mă gândeam, înainte să apară rezultatele, zic, Doamne, dacă nu câștigăm, ne facem de râs în tot Buzău. Dar nu, nu a fost cazul, pentru că și inginerii noștri știu ce fac și copiii au fost copii buni și așa, toate au mers către premiul întâi. Un lucru foarte interesant și de apreciat a fost faptul că și directori de la celelalte unități școlare s-au coalizat cu noi și primeam poze în fiecare dimineață. Uite, eu am votat cu copiii de la clasa cu tare, eu am votat cu copiii de la clasa cu tare și îmi trimiteau poze cum votau copiii. Deci foarte emoționant așa. Chiar și acum când mă gândesc, că mă trec fior că am putut să trăim așa niște momente unice. Eu nu cred, nu știu să se mai fi întâmplat, dar nici nu cred că o să se mai întâmple, cel puțin pentru. E adevărat, susținere ați avut din toate părțile și am văzut-o eu și am și participat la acest eveniment și cu mare drag. Asta înseamnă că și comunitatea buzoiană este deschisă și ajută persoanele și colectivele care chiar demonstrează că au un plus valoare acolo în comunitate, în societate și e, da. Ne bucură lucrul acesta. Da, că cumva ne-au validat valoarea. Da, și că putem să ne bazăm pe lângă cei de lângă noi, până la urmă. Da, asta e foarte important, să știi că dacă există o oportunitate, ai pe cine să te bazezi. Aș vrea să-mi spuneți acum ce alte rezultate deosebite aveți, pentru că știu că se derulează și alte activități în cadrul instituției dumneavoastră. Da. Săptămâna trecută a fost competiția Made for Europe de produse ale, de fapt, rezultatele proiectelor europene de anul trecut, derulate anul trecut, sau pus în valoare prin această competiție. Copiii noștri au luat premiul 1, 2 și 3, ceea ce ne spune încă o dată că proiectele pe care le derulăm sunt serioase și au ca rezultate exact ceea ce trebuie să fie un rezultat, adică să fie și vizibil, să fie și de calitate, și lucrul ăsta a fost validat prin concursul acesta. Și poate cea mai importantă realizarea noastră este că avem un copil pe domeniul electric calificat la Olimpiada Națională la electric. Chiar duminică va pleca către ultima etapă și suntem cu toții, a luat premiul întâi pe, la Olimpiada pe județ, faza pe județ, și acum îi ținem cu toții pumnii să vedem cum vine de acolo. Noi sperăm un rezultat foarte bun. Până la urmă știm că experiența contează și da. Ceea ce reușește el să acumuleze pe tot parcursul acestei experiențe. Bineînțeles, dacă rezultatul este încununat și de o notă foarte bună, cu atât mai bine. Cât de importante sunt toate aceste activități pentru ei și ce alte activități mai derulați? Toate activitățile sunt foarte importante pentru fiecare copil, pentru că școala, din punctul meu de vedere, ar trebui să le ofere diverse situații în care ei să se dezvolte. Nu numai în bancă, ceea ce e foarte important, fără doar și poate, dar și în astfel de activități extracurriculare, extrașcolare, în concursuri, ei demonstrează că ceea ce au învățat în bancă pot să aplice. Și așa se dezvoltă. Pe de altă parte, văzând că au și rezultate, nu face decât să le întărească încrederea în sine, să le arate că și ei sunt buni, la fel de buni ca orice alt elev de la orice liceu, pentru că aici avem o problemă de mentalitate creată cumva de societate și cu care noi ne luptăm și încercăm să o depășim, faptul că un liceu tehnologic este undeva la coada
clasamentului, așa, instituțiilor școlare și nu este deloc așa. Și noi încercăm să le arătăm părinților, în primul rând, că aici, de aici pleacă totul, că să fii elev la un liceu tehnologic și, în speță, eu vorbesc despre liceul meu pentru că nu-mi permit să vorbesc despre alte licee, să fii elev la liceul Moisil, din contră, este o oportunitate să te dezvolți și noi luptăm pentru asta și să le arătăm că într-o societate nu toată lumea trebuie să fie ingineri sau ingineri, noi putem să facem ingineri, dar nu trebuie să fie doctori, avocați, numai doctor, numai avocați, numai profesor, numai eu știu ce alte meserii din astea nobile, ci trebuie să avem o meserie din care să ne câștigăm existența, din care să avem cu ce să ne hrănim ulterior o familie, din care să avem ulterior cu ce pleca într-un concediu și dacă nu punem bazele acum, mai târziu este mult mai dificil. Iar meseriile pe care noi le școlarizăm sunt meserii de viitor, sunt meserii curate și în momentul în care vin angajatorii să îi angajeze pe copiii din curtea școlii, la începutul lui septembrie și când se termină anul școlar în iunie, deja asta este o recunoaștere a faptului că ei sunt copii foarte buni. Dacă vrei să te angajezi, te angajezi. Dacă nu mergi mai departe la Politehnică sau unde vrei să mergi, să-ți continui studiile. Dar nu înseamnă că sunt mai prejos decât alții care sunt, eu știu, la un liceu teoretic sau la un colegiu național. Nu, și ei sunt la fel de buni. Și asta trebuie să le arătăm în fiecare zi. Și prin activitățile astea, de fapt, asta încercăm. Să le arătăm că sunt la fel de buni ca oricare alt copil de 16, 17, 18 ani din jurul lor. Ba mai mult, ei au ocazia, practic, să se angajeze imediat cum termină liceul și asta e un lucru foarte bun. Mulți se luptă încă cu acest sistem al nostru, al educației și reușesc să se angajeze destul de târziu. Ei au această șansă. Da, au această șansă pentru că meseriile pentru care noi îi pregătim sunt cerute, nu cerute, sunt extrem de cerute, dacă pot să spun așa, pe piața muncii. Avem parteneriate cu operatori economici care sunt disperați să-i angajeze. De asta avem și pentru învățământul profesional, învățământ dual, pe domeniul electric, electrician, exploatare joasă tensiune, pentru că este o nevoie acută de electricieni, de asemenea este o nevoie acută de strungari pe domeniul mecanic, iar avem locuri pentru pentru acest domeniu. Copiii trebuie doar să vrea și să înțeleagă că nu este o rușine să înveți să muncești, ci din contră, munca nobilează, chiar dacă sună a slogan, așa este, munca te nobilează. Și dincolo de asta, nu sunt niște munci murdare, să zici că stai, eu știu, ore în șir în niște condiții de muncă improprii, nu. Operatorii economici cu care avem noi contracte sunt dintre cei mai mari, furnizori de energie electrică, furnizori de aparate și instalații electrice, furnizor pe domeniul acesta mecanic din județ, care le oferă și burse foarte mari, până la 500 de lei, chiar dacă bursa obligatorie este aceea de 200 de lei, la care se adaugă bursa de la stat, echipamente de lucru, analize medicale, o masă caldă la prânz. Doar îi fac să înțeleagă că ăsta este viitorul lor. Trebuie să fie atât de echilibrați încât să înțeleagă că dacă își găsesc un loc de muncă încă din timpul liceului, pentru că dacă împline 16 ani deja ei pot fi angajați cu contracte de muncă part-time în anumite condiții legale, ei sunt deja câștigați. Vreau să mă spuneți un pic care este legătura instituției cu părinții. Dacă părinții au sprijinit pe acești copii să participe la toate activitățile pe care le derulați
și dacă sunt deschiși la tot ceea ce faceți acolo. Părinții sunt în clasa a noua un pic supărați că a intrat copilul la un liceu tehnologic, dar poate în clasa 10-a îl transfer și ajung să vină să ne spună nu, el este foarte bine aici, nici nu ne-am imaginat că este atât de bine și aici rămânem. Și ne ajută în măsura în care pot. Acum știți cum e, că părinții de adolescenți au niște piedici și din partea adolescenților să mai vin atât de des la școală, adică mamă, nu veni, mă faci de râs. Dar ori de câte ori le cerem ajutorul, în măsura posibilităților, ne ajută. Ne ajută în sensul că îi lasă să participe, le oferă acolo cât pot dumnealor pentru diverse lucruri. Acum, pentru ieșirile astea în afară, evident că toate cheltuielile sunt suportate de către Uniunea Europeană prin granturile acestea. Olimpiada Națională la fel. Nu se pune problema de cheltuieli din partea părinților. Dar când se pune problema, eu știu, de o excursie sau de o altfel de activitate, n-am întâmpinat niciodată, eu știu, dificultăți în a-i convinge pe părinți că trebuie susținuți, nu. Și, în general, avem activități care nu necesită un, să zic, sprijin financiar, nu. Ci pur și simplu se lasă să participe și este suficient. Aș vrea să menționăm totuși faptul că aceste proiecte Erasmus sunt finanțate inițial, unele dintre ele, în proporție de 80% și ar trebui să venim noi cu partea de 20%, apoi o vom recupera la finalul proiectului. Este adevărat, doar că noi încercăm să găsim soluțiile cele mai bune încât să ne încadrăm în cei 80%, să nu trebuiască să aducem de acasă bani, pentru că sunt copii care nu își permit. Și atunci cei 20% practic le rămân surplus, le rămân banii lor așa, în afara oricăror altor cheltuieli. Pentru că am vorbit despre elevi și am vorbit și despre părinți, aș vrea să-mi spuneți care este oferta educațională pentru 2023-2024, astfel încât și cei care doresc să vină în cadrul liceului dumneavoastră, acum văzând la cât de multe activități participați, să știe unde anume să se încadreze și ce, și pentru ce să opteze. Cum spuneam, suntem consecvenți dacă lucrurile merg bine și atunci nu schimbăm, ci îmbunătățim. Pentru anul următor avem 5 clase, ca și anul acesta propuse, una de producție media, tehnician operator procesare text-imagine cu engleză intensiv. Pentru domeniul electronic automatizări avem 2 clase, una de tehnician operator telematică cu engleză intensiv și o clasă de tehnician tehnică de calcul simplă și 2 clase pe domeniul electric, tehnician electrotehnist și tehnician în instalații electrice. Pentru învățământul profesional avem o clasă de dual pe domeniul electric, electrician exploatare joasă tensiune în colaborare cu operatorii economici puternici pe piața electricității, ca să spun așa, din județ și nu numai, inclusiv de furnizori de energie electrică, și o clasă de învățământ profesional tradițional cu 12 locuri pentru electrician exploatare joasă tensiune și în domeniul mecanic pentru strungar. Și acestea se derulează în parteneriat cu agenți economici din județ, din oraș. Cei de la învățământul profesional își pot continua studiile la clasa 11-a SERAL, pe domeniul electric, electrician, tehnician în instalații electrice. De vreo câțiva ani, 2-3 ani, avem și școală post-liceală, tehnician aparate electromedicale, este un domeniu unicat în Buzău, cel puțin, și foarte căutat, pentru că
în oraș avem un singur operator economic care asigură depanarea tuturor aparatelor medicale și de la spital, de la policlinică și de la cabinetele private medicale și care are nevoie ca de aer de angajați, de specialiști. Și atunci am zis, de ce nu, dacă se poate? Și suntem autorizați pe acest domeniu, deci avem o clasă tehnician aparate electromedicale, școală post-liceală și o clasă de școală de maestri, maestru mașini și aparate electrice, tot 28 de locuri. Este de precizat faptul că școala post-liceală și școala de maestri sunt gratuite, fără taxă și fără alte, eu știu, angajamente financiare și spun lucrul ăsta pentru că sunt și școli care se plătesc și poate că e bine să se facă o diferență. De asemenea, în colaborare cu operatorii economici parteneri, acum, de fapt, ei au venit către noi pentru că au zis că au nevoie de maestri și unde să-i școlarizeze. Și atunci, nu vreți să-i școlarizați? Ba, da, cum să nu? Și au trimis în prima parte angajații să se specializeze și este încă o dovadă că partenerii noștri au încredere în ceea ce învățăm noi la școală și atunci este cumva win-win, un câștig de ambele părți. Am văzut care este oferta. Aș vrea acum să revenim la partea de început cu proiectele și să îmi spuneți ce alte oportunități aveți în viitorul apropiat. Mă face să spun lucruri pe care nu le-am spus până acum. Suntem în proces, nu este încheiat procesul, de asta nici nu am făcut public, dar nu mai este foarte mult. Suntem în proces de a demara un nou proiect pe o nouă axă a Uniunii Europene și suntem primii din țară care facem lucrul ăsta. Se numește Alianțe pentru Inovație. Și iară lucrurile se leagă pentru că partenerul nostru norvegian din proiectul anterior a fost așa de încântat și de mulțumit de ce am făcut noi în proiectul ăla. Într-adevăr, el a venit în România și ne-a văzut și școala și ne-a propus să facem parte dintr-un astfel de proiect. Vreți? Vrem? Cum să nu vrem? Este un proiect care se numește Cyberbullying, Cyber Agents, și implică 4 ONG-uri din Finlanda, din Norvegia, din Bruxelles și din Spania, 2 licee tehnologice noi, Liceul Moisil și un liceu din Turcia și coordonator de proiect Universitatea din Vilnius. De ce spun că este o noutate în țară? Pentru că am avut niște probleme tehnice pe platformele europene și am sunat la Agenția Națională să ne ajute să rezolvăm problemele respective și ne-au spus că nu știu despre ce este vorba, să le dăm mai multe detalii și or să ne sune să le spunem cum merge treaba și ce se întâmplă acolo. Și atunci, ce să zic, suntem mândri că suntem promotori, așa cum am fost și cu proiectele cu fonduri norvegiene și cu acest tip de proiect, dar v-am zis, încă suntem în faza de semnare de contracte. El este câștigat, este aprobat, doar că partea de birocrație trebuie străbătută până la capăt. Noi vă urăm succes și vedem așadar că elevii au și alte activități la care pot participa. Ce mesaj le transmiteți dumneavoastră elevilor, viitorilor elevi ai liceului și părinților? Îi rog să aibă încredere în noi, pentru că noi, profesorii de la Liceul Moisil, suntem acolo pentru copiii dumnealor și facem tot ce ne stă în putință ca lor să le fie bine și să se dezvolte frumos. Și dacă i-am convins să se înscrie la noi, o să-i convingem că am avut dreptate, că nu am exagerat cu nimic și să sperăm că la sfârșitul celor 4 ani, așa cum se întâmplă de fapt de fiecare dată, vin și ne mulțumesc.
Mulțumesc și eu pentru că ați acceptat invitația și abia aștept să venim să povestim o nouă experiență. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit și vă invit în fiecare miercuri de la ora 20 pe Campus TV. La revedere!